Adriana și astăzi voi fi ghidul tău. Prima oprire o vom face la Castelul Bran la minutul 8 și 25 de secunde, iar cea de-a doua la Camping Zănoaga și Cheile Zănoagei la o oră, 22 de minute și 45 de secunde. Vă urăm vizionare plăcută!
satellite scan. Castelul Bran este un monument istoric și arhitectonic situat în pasul Rucker Bran, construit între 1377 și 1382. Castelul Bran se situează la mai puțin de 30 de kilometri de Brașov, pe o șosea ce pornește din vechiul cartier Baltoromeu și care leagă Brașovul de Câmpul Lung. Castelul Bran este construit pe o stâncă, într-un punct cheie din punct de vedere strategic, având 57 de camere și 66 de metri înălțime. Inițial, Castelul Bran a fost o cetate militară de apărare, având la bază forma unui patrulater neregulat. În timp, cetatea a suferit numeroase modificări, printre care adăugarea turnului de sud în 1622, construirea unui turn dreptunghiular la est, iar între 1883 și 1886, acoperișul a fost îmbrăcat cu țiglă. Cetatea a fost transformată în reședință regală în anul 1920, odată cu intrarea în proprietatea reginei Maria, iar în perioada 1920-1929 s-au realizat cele mai importante lucrări de restaurare. Consiliul Orășenesc Brașov a donat Castelul Reginei Maria a României în semn de recunoștință față de contribuția sa la înfăptuirea Marii Uniri. La moartea reginei, în 1938, castelul a fost moștenit de către fiica sa preferată, principesa Ileana, căsătorită cu un membru al fostei familii imperiale de Habsburg. După 1948, Castelul Bran a fost naționalizat și a intrat în proprietatea statului român. Castelul a fost deschis vizitelor publice începând cu 1956, fiind amenajat ca muzeu de istorie și artă feudală. În prezent, în muzeul de 4 etaje sunt expuse colecții de mobilier, costume, arme și armuri, iar domeniul Bran cuprinde de asemenea parcul regal cu cele două lacuri, Casa de Ceai, Casa Administratorului și Casa Principesa Ileana. În anul 2000, Castelul Bran a fost revendicat de arhiducele Dominii de Habsburg și de surorile sale, moștenitorii Principesei Ileana. În luna mai 2006, aceștia au devenit proprietarii castelului și ai domeniului aferent în urma unei decizii guvernamentale de retrocedare. Dormitorul reginei. În această cameră a fost amenajat dormitorul reginei Maria a României. În 1938 și până la sfârșitul anului 1947, camera a aparținut principesei Ileana a României, fiica reginei Maria. Scara secretă este cel mai important și cel mai captivant punct pentru oaspeții veniți la Bran, tocmai pentru că a fost un castel militar și are nevoie de asemenea pasaje. Pasajul a fost săpat pe latura estică a castelului și făcea legătura dintre etajele 1 și 4. În salonul de muzică și biblioteca pot fi admirate o pianină fabricată la Dresda, un covor muntenesc, o blană de urs și o sculptură de bronz, un vas pentru jăratec numit brasero, care se folosea pentru încălzirea încăperilor. Șemineul este decorat cu piese din ceramică populară. Terasa a fost construită în vechiul pod al cetății în timpul lucrărilor de restaurare. Spre nord se observă foișorul de lemn din vârful donjonului, de unde străjerii cetății supravegheau întinderea dintre munții Buceți și munții Piatra Craiului.
Personajul, Contele Dracula, apare pentru prima dată în romanul Dracula, scris de scriitorul irlandez Bram Stoker și publicat în 1897 în Anglia. La origine, numele Dracula nu este un loc înfricoșător. El derivă din denumirea dată unui ordin al cruciaților, Ordinul Dragonului, cu care au fost asociați atât Vlad Țepeș, cât și tatăl său Vlad Dracul, membru de altfel al acestui ordin. Restul mitului Dracula se datorează influenței legendelor și credințelor populare transilvanene despre stafii și vampiri. Coroana și sceptrul sunt expuse la etajul al doilea în dormitorul regelui Ferdinand și aparțin din colecția arhiducelui Dominic de Habsburg. Sala costumelor are trei replici fidele ale unor veșminte purtate de trei domni ai țării românești care au avut legătură cu castelul Bran. Astfel este expus un costum de curte al lui Vlad Țepeș, un costum al lui Mihai Viteazu și altul al lui Mircea cel Bătrân. Celelalte două costume din cameră sunt în perioada interbelică, un costum popular purtat de principesa Ileana, fica reginei Maria, care a primit moștenirea castelul și o roche de ceremonie. Fântâna care se poate vedea în curtea interioară a castelului este doar partea superioară a vechiului puț, folosit pe vremuri pentru alimentarea cu apă. Fântâna a fost săpată în stâncă, are o adâncime de 56 de metri și avea dublu scop, alimentarea cu apă și loc de refugiu. Astfel, dacă se coboară până la 40 de metri la nivelul parcului, acolo există un tunel de 25 de metri care are o ieșire la nivelul solului. Instalația liftului. În 1937 a fost amenajat un lift pentru a ușura deplasarea reginei Maria din parc în castel. Mecanismul este format din motor, cadru de frână, servomotor pentru frână, reductor, tambur pentru cablu și rolă întinzătoare.
Thank you.
satellite scan. Situat la intrarea în Cheile Zănoagei, în vecinătatea lacului Bolboci, campingul Zănoaga este locul ideal pentru iubitorii de munte și amatorii de drumeții. Aceștia pot fi găzduiți în cele 14 căsuțe ale campingului, dar sunt bineveniți și cu rulota sau cu cortul. Facilitățile oferite de campingul Zănoaga constau în acces la grătar și terasele amenajate pentru servit masa, la grupurile sanitare sau racordarea la rețeaua de energie electrică. Zona este liniștită, propice jocului în aer liber sau drumețiilor în alte puncte turistice din zonă. Cheile Zănoagei au fost declarate monument al naturii de importanță geomorfologică și face parte din cele 46 de monumente ale naturii din Parcul Național Buceci. Din punct de vedere geologic, rocile din care sunt alcătuiți pereții acestui monument fac parte din domeniul cristalin și cel sedimentar, dezvoltate pe calcare jurasice. Altitudinea la care sunt situate Cheile Zănoagei este de 1350 de metri. Monumentul natural Cheile Zănoagei este situat la sud de cabana Bolboci și are o lungime de aproximativ 2 km. Prezintă un peisaj sălbatic, fapt pentru care este considerat una din minunile Bucecilor. În urma fenomenelor de eroziune torențială, care au început încă din era glaciară, a rezultat apariția pereților înalți și zimțuiți ai cheilor Zănoagei. Acești pereți aparțin muntelui Zănoaga, care este numit de localnici Podul Florilor și muntelui Dichiei. Dacă v-a plăcut acest clip, dați-ne un like! Noi postăm clipuri cu drumuri și obiective turistice din România și nu numai. Ca să fiți la curent cu ultimele clipuri postate de noi, dați-ne subscribe! Până atunci, puteți alege unul din celelalte clipuri postate de noi. Mulțumim pentru vizionare! La revedere!